Salam aleikum! Salutare, prieteni! Salutare din Iordania! Ghiciți unde am ajuns noi! Suntem, dragilor, în cel mai emblematic loc din Iordania. Dacă spui Iordania, îndată te gândești la locul ăsta. Da, îți apare imaginea asta în fața ochilor. Deci, suntem în orașul antic Petra. Da. În sfârșit am ajuns și noi. Petra este una din cele 7 minuni ale lumii moderne, noi. Și e destul de scump așa ca să vii aici. Iată, vă arătăm cât costă, vă spunem acum toate detaliile. Noi am campat chiar aici, în parcarea asta gratuită. Aici este și o parcare gratuită, chiar la intrarea în Petra. Iată, peste râpa asta e Petra. Aici este intrarea. Am văzut o grămadă lume deja au intrat. Ne-am pornit cam târziu și o să fie cam multă lume, dar asta e. În schimb, acomodarea noastră a fost chiar lângă Petra și gratuită. Ticket puteți luați chiar de la intrare aici, în site-ul Petra. Costă 50 pentru o zi, 55 pentru două. Noi deja avem Jordan Pass pentru două zile și am dat 75 de dinari pentru două zile, care a inclus, v-am mai spus, și viza și intrări la mai multe puncte de atracții, precum am fost în Gerasa, n-am plătit acolo, și în Kerak la fel au fost cu Jordan Pass. Și este mai convenabil, chiar dacă doar viza și Petra, doar la astea două, oricum este mai convenabil, deoarece în total ar fi 105, dar noi am dat 75, așa că oricum aveți o reducere. La ghișeul numărul 1 prezinți Jordan Pass-ul și la ghișeul numărul 2 și 3 îți iai bilet pentru intrare, dacă nu ai Jordan Pass. Aici mai este și un muzeu. Vedem dacă o să reușim să-l vizităm și la intrare, îndată avem ceva informații despre fiecare loc pe care putem să-l vedem aici. Îndată la intrare sunt și mai multe gift shop-uri din astea, cu haine tradiționale care, apropo, mi-au plăcut. Vedem dacă găsim pe aici, dar pe noi acum nu asta ne interesează, așa că mergem mai departe. Bine, am fost și noi, până la urmă, captivați de aceste... Move your hat to show you. Where are you from? România. Chestiuțe, hăinuțe. Mai scurt vreau să-i luăm lui Costi, o batistă de-asta, ca beduinilor. Mm-hmm. You like to use the headband? No. No, only this, yes. Costi îmbrobodit. Now he will be Bedouin. Da, acum chiar că n-o să te confunde. În cultura noastră nu e obișnuit ca bărbații să aibă capul acoperit cu batistă. Mă rog, cu altceva, da, dar cu batistă nu. Așa că eu prima dată îl văd pe Costi așa. Nu, a mai fost îmbodolit în diferite chestii, dar ai văzut cum se face? Nu. N-ai văzut? I'm not. What about you? I have. I'll give you white one. No, I have, thank you. Această batistă a costat 5 JD, are mărginuțe așa prelucrate frumos, însă cele fără mărginuțe sunt 4 JD. Dacă mai vrei și elasticul ăla deasupra, mai costă 2 JD. Evident, putem să găsim diferite sculpturi în piatră cu imaginea Petrei. Cu imaginea trezoreriei, de fapt, nu a Petrei. Uite și acolo, foarte fain. Ne-am luat suvenir, plecăm. Da. Chiar aici la intrare sunt și mai mulți oameni cu cai. Dacă vrei poți să iei, dar noi nu recomandăm să chinuiți animalele pe drumurile astea. Sau sunt din astea electrice, automobile electrice. Uite așa, 15 JD costă. O direcție, 25 ambele. Ciao, cum să ai? Dar cavalo aici. No. Cavalo de mandat sunt la copilul. Cred că suntem italieni, vorbeau italiană cu noi. Da. Apropo, aici, după câte am citit, e inclus o plimbare cu măgarul în bilet sau cu calul, numai că ei se cer după aia tipsuri destul de mari. Așa am citit cel puțin, nu știu, poate s-au mai schimbat ceva. Come riding. Yes. Riding. No, thank you. Două minute după ce am început noi traseul, uitați-vă deja ce priveliște se vede acolo. Da, apropo, se vedea un pic tot asta de la mașina noastră. Cu siguranță putem să găsim locuri de campare mai frumoase, cu priveliște mai frumoase pe aici, dar
Ia uite aici, poți să achizi cu cardul pentru Batista asta. Da, servos. Cum o merge cald? Dar nu mai faci praf, pentru ce faci asta? Oi. Ca pălărie. Încă n-am ajuns bine, dar de aici deja pe traseu încep să se vadă mai multe fațade ale mormintelor. Chestia se întâmplă, pare că morminte de clasei de mijloc nu sunt foarte ornamentate, dar arată foarte interesant. De exemplu, ăla este cam cel mai frumos de aici. Îndat la intrare în faimosul canion Țic, este, observăm, un tunel care de fapt a fost construit de către poporul nabatean pentru a redirecționa cursul râului, râul care trecea prin Wadi Musa, și a săpat acest tunel ca să nu inundeze orașul Petra. Aici începe canionul Țic. Uitați-vă cât e de frumos! Da, este îngust. Are înălțimea de în jur de 70 de metri pereții stâncii și lungimea de un pic peste un kilometru. Și se văd și aici sculptate în piatră, în stâncă, fațadele astea. Dacă nu aveți probleme locomotorii, vă recomand să veniți pe jos, că așa puteți admirați canionul ăsta la justa lui valoare. Până aici mergeți maxim 10 minute și deja încă vreo 15 probabil prin canion. E super! Aici ne așteaptă doi gardieni la intrare, da, care poți te pozezi. Da, niște haine interesante, așa, din piele. Aici, pe marginea canionului, se observă sculptat un apeduct antic. Pe aici, nabatienii asigurau orașul Petra cu apă în continuu și s-au păstrat chiar foarte bine. Hei, priviți ce frumos este aici. Se îngustează canionul, dar mie îmi place foarte mult. Apropo, cea mai mică lățime acestui canion este de doar 3 metri. E impresionant. Petra a fost construit de nabatieni, un popor de beduini care au trăit în această zonă și au întemeiat un regat prin secolul 4 înaintea erei noastre. Erau arabi și se rugau la zeii vechi ai perioadei de dinainte a islamului, dar în ciuda informațiilor puține este clar că erau puternici pe partea de inginerie și comerț. Inginerie nu doar pentru că au construit monumentele pe care astăzi le admirăm la Petra, ci și pentru toate sistemele de captare și recuperare a apei, plus canale și baraje, pentru a proteja orașul de inundații. Iar nabatienii au profitat de aceasta pentru a atrage caravanele. Însă în anul 106 a erei noastre, regatul nabatienilor a fost cucerit de către Imperiul Roman, o civilizație și mai mare și mai inventivă. Cucerirea romană nu le-a modificat prea mult viața, dar rutele comerciale s-au schimbat în următorul timp, așa că Petra treptat a sărăcit. Iar oamenii încet încet au părăsit acest oraș, după care a urmat o serie de cutremure și a fost înghițit de pământ. Suntem, cred că mai departe de mijloc, am trecut de mijloc și canionul începe să capete culori de roșu și da, într-adevăr este impresionant. Cât de frumos e rodat aici de către apă și vânt. Aici cândva au curs apă și au format aceste reliefe interesante. Și vântul la fel. Mă rog, aici, fiindcă plătești mult la intrare, e destul de curat. Sunt și urne de gunoi. Foarte bine amenajat. Față de toată Iordania. Față de toată Iordania, da. Nu, dacă vii prima dată aici, deci... Îți faci impresii bune. Îți faci impresii bune, dar dacă ieși după portile... orașului antic rămâie dezamăgit. Hai. Thank you. You want the view later? No, thank you. Think about. Okay. My name is Moinat. Okay. Who's connect? Se spune că acest canion conține în jur de 11 culori. Adică roca are în jur de 11 culori, dar aș spune că mai multe. Ia uite în partea asta, numai aici câte culori, parcă un curcubeu stânca asta. Și acolo, că e super wow. E bine că în prima parte a zilei bate lumina încolo.
Dar apropo, dragilor, tocmai ce s-a apropiat un domn de noi care se prezenta că este manager sau security. Range manager, dar mă rog, cred că așa și era. Este interesant să filmăm cu tot echipamentul pe care îl avem noi, din motiv că el credea că filmăm un film documentar sau pentru televiziuni, ceva. Dar nu, și... el m-a întrebat dacă filmăm documentar și eu am zis da, că mă rog, ca să-mi dai pași. Și eu n-am știut cine e el. Și a zis că este interzis, că ne trebuie licență, că nu știu ce și a vrut să cheme poliția să ne ia camera, mai scurt. A fost așa un... chiar din start foarte, foarte neplăcut. O situație urâtă de tot. Până la urmă i-am lămurit care este situația și ne-a înțeles, ne-a lăsat. Dar oricum, deci din start, gata, mi-a... dispoziția. Acum intrăm în cel mai îngust loc, uitați-vă, abia pătrund razele solare pe aici. Cât de fain! Uite, ăsta este cel mai îngust loc din canionul Sig. Este ceva deosebit. 3 metri are lățimea. Aici de-a mai roșu, vezi? Eu, Camilile. Se observă un om aici și Camila. Cam ștearță de vânt și de apă. Da. Și dincolo mai sunt. Asta marchează faptul că orașul ăsta era un oraș comercial și era situat pe ruta principală dintre Asia și Egiptul. Aici veneau foarte mulți, se opreau la cu caravanele să-și tragă răsuflarea, să facă comerț. Datorită faptului că erau amplasați în apropiere de drumul Mătăsii, orașul și a înflorit în secolul I înainte de Hristos și secolul I după Hristos. Tot mai multe și mai multe ornamente pe pereți, sculpturi. Din păcate, multe sunt șterse de apă sau chiar de oameni. Oamenii i-au distrus. Se observă cum unele din ele sunt cioplite. Wow! Ce frumos! Totul e roșu deja! Ce se vede? Wow! Se vede deja! Se vede prima coloană a trezoreriei! Yes. Cât e de frumos. Am ajuns. Nu vine să cred. Da, asta este imaginea Iordaniei. Aici sunt mai multe cămili. Este sfârșitul canionului Sig. Și chiar este așa o parte mai largă a canionului, iar trezorărie, că așa se numește această fațadă, de fapt mauzoleu, este sculptată în stâncă și ce este foarte interesant, că e sculptată de sus în jos, de fapt ca și aproape tot orașul Petra. Se numește trezorărie din cauza că sunt mai multe legende, precum că aici se ascundeau comori și bandiții încercau să le fure și chiar și beduinii de aici împușcau în cupola de sus crezând că o să spargă piatra și o să curgă de acolo monede sau aurul, o să găsească aurul acolo. Din cauza asta au numit-o trezorărie sau al-Kazneh, se mai numește în arabă, dacă zicem așa. Însă asta este de fapt un mauzoleu, un regal, mormântul regelui Nabatean. Fațada trezorăriei măsoară 40 de metri înălțime și 30 și ceva lățime. Și are un stil greco-nabatian, greco-roman cu elemente nabatian. În fațada aceasta s-au folosit elemente din mai multe culturi pentru a atrage negustori din toată lumea și a spori comerțul din regiune. Aici sunt foarte multe cămile cu care poți să faci poze și poți să te plimbi, probabil. Iată, uitați-vă, acolo se plimbă turiștii cu pe aici, prin zona asta, în fața trezorăriei. Da, trezorăria este chiar foarte frumoasă. Cât e de masiv. Ok. Mormântul ăsta. Thank you. Nu poți să intri acolo în interior. Iată, vedeți? No entry.
dar după cum am înțeles chiar nici nu nimic acolo. Sunt trei camere, unul era mormântul, unul era locul pentru daruri și unul probabil erau slugile. Cât de imens, e? Și aici de sub iarăși mai este... Deci aici sunt mai multe viewpoint-uri. Iată acolo este un viewpoint. Acolo este un viewpoint. Where from? Și sus acolo mai este încă un viewpoint. Thank you. Și ca să urci acolo îți cer 7 dinari. Dar e mult. 10 euro de persoană cer ca să duci acolo. E super exagerat. Pentru fiecare, da, de persoană. 10 euro de persoană îți primești. Pentru 3 minute să te urci până sus. E mult, e jefuială. Exagerat de mult, clar lucru. Într-un fel o zis că e închis, acolo e scris no climbing, dar ei oricum poate să te ducă până sus. Chiar dacă ai plătit o grămadă bani pe biletul, ticketul de intrare, ei îți mai cer încă adițional, încă 7 GD de persoană ca să te urci acolo sus. Cred că asta e jefuire, aș spune, nu? Da. Asta serie de amuză și JD. Chiar s-o... De fiecare, de fiecare. 10 JD de fiecare. Nu, e posibil de negociat. Pur și simplu, acum sunt foarte mulți turiști și ei au de unde să aleagă, așa să zicem, și prețurile vedeți că variază. Inițial, cred că mi-au spus și 5 JD de față de acolo. Dar bun, poate era altă drumeție. În antichitate, orașul Petra se numea Rechem și presupune că a fost construit undeva prin secolul 6 înainte de Hristos, de poporul nabatean, și a fost capitala regatului nabatienilor, regatul care a fost amplasat aici în Valea Arabah, adică valea aceasta dintre Marea Roșie și Marea Neagră, însă a înflorit în perioada romană, iar în 363 a fost abandonat din cauza cutremurilor și a rămas părăsit vreme de peste 1300 de ani. A fost redescoperit recent. Trezorăria este probabil cea mai cunoscută imagine în toată lumea Iordaniei și este și cel mai fotografiat obiectiv din interiorul Petrei. Se află la altitudinea între 900 și 1200 de metri deasupra mării. One? No. No, thank you. How much is taxi? Yes. 10. 10? For a person? No, for one. What is the mileage? No, thank you. For your wife, you let me work. I can walk. 10 JD ca să te ducă la mănăstire. Taxi. Cu taxiul. Am luat-o la dreapta de trezorărie și am ajuns pe strada fațadelor. Sunt mai multe fațade înalte, mari, așa, parcă sunt nefinisate, aș spune eu. De fel sunt și astea niște mauzolee, morminte, cred că tot a clasei de mijloc sau celor mai importanți. Cât de frumos să... Sunt erodate fațadele astea chiar. Dar cred că parcă nici nu mai au nevoie de ornamente. La da, cât de frumos erodate. Natura i-a făcut ornamentele mai frumoase. Da. E păcat că toate șopurile astea strică din vedere. Fără șopurile astea s-ar vedea mult mai bine. Dar uitați-vă cum stau șopurile astea în fața ta și îți vând chestii care, de care pur și simplu n-ai nevoie. Dar le găsești oriunde din Iordanie. E prea comercial, într-adevăr. Da, nu-mi place super, super în momentul ăsta că e extra comercial. Dacă ar scoate toate tarabele astea, ar fi mult mai frumos. Părerea mea să fie ghidată acea drumeție până la cele viewpoint-uri, dar să fie niște prețuri rezonabile, dar nu așa, ok, 1 JD, 2 JD, dar nu 7, 20 de JD pentru 2 oameni. Unde ați văzut pentru o drumeție de 3 minute, că ajungi acolo în 2-3 minute. Să-ți ceară 20 de euro de doi oameni. Cum? Cum așa? Care 20? Mai mult de 20. Până la urmă aș lua 15 pentru amândoi, asta ai e 20 ceva, da. Da, adică, nu știu, e real. La un muzeu și nu plătești atâția bani, aici pentru o drumeție de... Nu știu care, ce-ar fi dacă ai merge încolo singur, fără ghidul ăsta. Trebuie de văzut dacă e scris în regulile astea. E scris acolo, astea. No climbing. Iată de unde vine apa. Priviți aici, este un furtun care este conectat în stâncă. Vedeți? De aici vine apa. Apropo, este o legendă. Precum că atunci când Moise își ducea poporul spre pământurile făgăduite, și știți, este așa o poveste acolo că
a lovit cu toiagul în stâncă și de acolo a ieșit apă, că era un deșert și oamenii erau foarte însetați. Păi se zice că acel loc era anume aici, în Sig Canyon. Da, poftim dovadă. Da, este apă în aceste stânci. Dacă lovim și noi, iese apă. Apropo de apă, hai să bem. Să nu vă faceți griji de toalete, apă, mâncare, pentru că le găsiți pe toate aici. Sunt shop-uri, sunt cafenele unde poți să bei o apă sau o cafea, să servești un ceai, toaletă. Foarte bine. Aici drumeția se desparte în două. Aici se duce spre un altar de sacrificare, așa se spune, High Place of Sacrifice. Și încolo e drumul către mănăstire, The Monastery se numește. Noi avem două zile la dispoziție, așa că azi o să luăm drumul mai scurt încolo spre High Place of Sacrifice și mâine deja o să luăm drumul mai lung spre mănăstire. Și aici, la intersecția asta, putem să vedem un anfiteatru greco-roman și aici mai multe morminte care nu sunt atât de ornate ca și caznaua, ca și trezorăria, așa să zicem. Oricum, sunt foarte frumoase, chiar și așa. Mai mici, poți să mergi să le explorezi pe fiecare din ele, dar sunt pur și simplu niște săpături în stâncă. Și aici deja se vede relieful ăsta impresionant. Haideți și noi să vedem ce se află într-un mormânt din ăsta. Gunoi. Păcat că nici aici uite, cineva folosește ca veceu, din păcate. Miroase și. Și de moale. Vezi, nu te muște. Mitele are o față așa blândă. Mormântul e transformat în grajd. Dar ia uite cât e de frumoasă roca, așa, în multe, multe straturi frumoase. Wow. Da. Ai, cum dai? Cât e de fain. Și ornamente aici naturale. Cum pot să te faci o toaletă avant? Aici beduinii chiar trăiesc, uite, au camere din astea unde stau acolo, probabil chiar și peste noapte stau, că lor li se permite aici să stăie. După ce au plecat în abatienie, aici au venit beduinii și s-au așezat într-un fel aici, au populat acest loc. Cât lume încolo, dar valea e mare, uite încolo. Oh, cât de frumos, aici se vede o priveliște frumoasă asupra Wadi Musa, așa se numește valea asta, Wadi Musa. Și acum stau aici și mă închipui cam cum ar arăta valea asta fără oameni, fără turiști. Dimineața trebuie să venim înainte de răsărit, dacă este deschis. Da, și totodată stau și mă închipui cum arăta valea asta cu 1300-1400 de ani în urmă. Da, în jur de 1300 de ani orașul ăsta a fost pur și simplu pierdut. Nimeni nu știa de el, l-a uitat. Nu degeaba în abatenie au ales valea asta ca locul lor de veci. Cu adevărat, este cea mai frumoasă vale care am văzut-o noi. Este pur și simplu extraordinară. Păcat că nu mai este apa acum pe aici. Altfel ar fi mai multă verdeață și ar căpăta cu tot o altă nuanță. Cât de culori, mă! Inițial nu credeam că o să fie așa. Dar chiar e ca în poze, chiar așa e. Acum ne-am pornit către High Place of Sacrifice. Așa se numește locul. Merge printre așa o potecă destul de bine amenajată. Amenajată din abatieni. Da, apropo, da, într-adevăr din abatieni. Uitați-vă cum e săpat în piatră. Aici clar lucru că au săpat în abatieni. Foarte frumos, într-adevăr. Îți dă așa o senzație, parcă ești chiar în filmul lui Indiana Jones. Descoperi tu locuri interesante. Cum se erodate astea? Ai impresia că sunt ornamente. Dar ele sunt ornamente ale naturii. Super. Câte forme, câte... Cred că natura totuși e cea mai iscusită actriță, nu actriță, meșteriță. Cum spun? Meșteriță, da. Eu am urcat, dar lumnița nu poate. Nu pot aici. Ai grijă.
Hai. Aici nu cădem, am ușa în doi. Nu mai cădem. Dincolo era mai periculos. Primul pas. E, vezi că nu poți nișași fără mine. Eu am picioarele scurte. Costi, parcă suntem un Indiana Jones. Apropo, da. Explorăm noi singuri locurile astea. Apropo, filmul lui Indiana Jones a fost filmat aici. Așa că noi chiar ne simțim ca în film. În afară de toate gunoaiele care sunt pe aici. Mama da. Mia! Uite câte gunoaie! Dragilor, după undeva jumătate de oră, 20 de minute, așa să zicem, de urcat pe stânci, am ajuns la un viewpoint extraordinar. Acum suntem deasupra văii. Iată, partea asta ar trebui să vadă Vadi Musa. Iată, aici este și orașul, vedeți? Și trezorăria undeva e așa încolo, că e o vale așa întortocheată. Locul ăsta se numește High Place of Sacrifice și e o priveliște extraordinară. Avem noroc de o zi însorită și se vede cerul albastru. Vizibilitatea e destul de bună, nu e 100%, dar destul de bună. Super frumos se vede de aici, recomand neapărat să urcați până aici. E un pic de efort, dar nu e nimic complicat. Traseul e destul de amenajat, așa să zicem. Cât vreo 20 minute, nu? Cam așa. Aici se observă altarul de jertfiri. Aici e ceva rotund, probabil scurgea sângele sau ce anume. Nu știu. Dar e foarte interesant. Aici a fost o construcție așa săpată în piatră. Asta seamănă mai mult a mormânt. Iată, asta parcă ar fi mormânt. Dar asta chiar ar semăna un loc de jertfire, acolo unde se jertfeau animale sau poate chiar oameni. Și aici deja o construcție mai mare, probabil era un templu. Aici un măgăruș, iarăși. Și un cățeluș visează. Și aici sunt niște beduini care au o cafenea aici. Poate să te facă ceai? Ah, se vede frumos de aici. Uitați de cât de sus am urcat noi. Wow, dar chiar... Super. Stai, și încolo e drumul spre mănăstire, iată așa. Uite, încolo se văd foarte multe locuințe în stâncă. Petra, traducerea ar fi stâncă și deci ar fi orașul în stâncă, dar el nu a fost doar construit în stâncă, ci și construit deasupra pământului, din cărămidă. Cât de bine e amenajată aici tabăra asta a beduinilor. Bă, e autentică. Da. Fine. Welcome to the view. Hello. Welcome to Jordan. Salam alaikum. Thank you. How much is a cup of juice? 3 dinar. 3 dinar? 3. Mm-hmm. And tea? Tea 1. 1? Aici se vede frumos drapelul Iordaniei. De aici se vede view foarte frumos. Foarte frumos. Luminița, hai să ne așezăm aici să mâncăm ceva, că am flămânzit, noi ne-am luat ceva cu noi. Că aici nu găsești de mâncare, nu? Nu sunt ba restaurante. Ba da, sunt sandwich-uri, poți să găsești la da? Cafenelele astea. Aici nu e, dar poate acolo în vale, lângă jos, da, jos, ăștia n-au. De mâncat ăștia aici sus n-au, dar jos să găsești cafenele. Ne-am adăpostit aici după stâncă și acum să mâncăm un pic. Am luat cu noi ouă fierte, legume. Fructe? Și fructe și nucșoare și apă. Da, o să fie suficient ca să ne țină până de seară. Ajab holu hawai dara ghurbat. Ajab holu hawai dara ghurbat. Kunam az dastetan. Dragilor, de mult n-am mai ascuns magnețele, dar Petra este o ocazie. Un loc special pentru a ascunde magnețel. Uite, magnetul ăsta o să-l ascundem chiar aici deasupra canionului, deasupra Wadi Musa, aici unde e High Place of Sacrifice. Vă arăt și locul ăsta pe hartă ca să vedeți unde anume. Aici este așa, o, nu știu cum se numește, pietrele astea clădite una peste alta. Are o denumire, dar nu sunt sigur cum. O piramidă, așa să zicem. Și o să-l pun chiar aici. Așa.
în gaura asta așa l-am ascuns, aici e ușor să băgați de aici, să scoateți magnețelul. Asta o să fie așa, ca o comoară din partea noastră. O să veniți aici în Petra și pe lângă frumusețea de aici, care este ca o comoară, o să găsiți și magnețelul nostru, care la fel puteți să-l numim o comoară. Un mic cadou din partea noastră. Un mic cadou din partea noastră. Succes! Odată ce găsiți acest magnețel, faceți un share pe Instagram, sunteți și noi curioși dacă îl găsiți și taguiți-ne pe noi și noi la rândul nostru o să taguim și noi. Faceți o postare, un story, ce vreți voi sau chiar un video cum ați fost și ați explorat voi aici. Noi o să-l distribuim la rândul nostru. Welcome to Jamaica! Jamaica? Yeah! Aici e setup frumos, au beduine aici cu vedere excepțională. Stau toată ziua aici și nu fac nimic. Ce viață! Mia ham rozuyo, yak ham zaboni. Mia ham rozuyo, yak ham zaboni. Kunam dardi dilam roman hikayat. Kunam dardi dilam. Deci sunt aici niște formațiuni naturale pur și simplu incredibile. Priviți cum, nu știu, inițial credeam că așa a curs apa și a format aceste desene, dar nu. Asta este culoarea rocii și sunt mai multe straturi. Incredibil cât e de frumos și poți să-l vezi în diferite tăituri. Deci uite aici așa... apoi deasupra, pe unde calci, pe cărare. E pur și simplu ireal. Foarte, foarte frumos. Plus găurelele astea, se vede soarele foarte interesant pe aici. Da, curat parcă ești pe Marte, aș spune. Totul este roșu. Îți creează o impresie că ești pe altă planetă, într-adevăr. Priviți un pic cum arată locul ăsta, zici că e o ciupercă, așa, extraordinar, deci ce a putut să facă mama natură. Ăsta de fapt este un altar, iată așa, al nabatienilor, cred că, și ăsta este unul dintre zeii la care se închinau ei înainte de islam. Și aici sunt nișile astea, nu știu, sunt naturale sau sculptate. Ia uite. Foarte tare. Pălăria asta este tot interesantă, cum a fost erodată de natură. Khodaya sabru de bardi lakiman. Khodaya sabru de bardi lakiman. Namonda dar dilam hiç sabru ta. باشد که راز دل کنم ما یکی باشد. Orașul a rămas pustiu până prin secolul 6 al erei noastre, atunci când era vizitat doar de beduini și de păstori din acele meleaguri. Până prin secolul 6 orașul a fost abandonat, atunci când a fost vizitat sau încet populat de beduini din această zonă și păstori. Și abia prin anul 1812 a fost redescoperit de primii europeni. Și mai exact, a fost descoperit de un explorator elvețian. Și de atunci orașul a atras atenția asupra sa. Iar în anul 1985 Petra a început să apară prin filme, pe la televizor. Și cu toții ținem minte filmul Indiana Jones și Ultima Cruciadă, de exemplu. Aici s-a filmat o parte din acest film, iar apoi acest loc a fost introdus în lista noilor minuni ale lumii. Musafirul gărib, har jo fi boșii.
Drumul ăsta care l-am luat noi acum e super impresionant și în special că aici sunt foarte puțini turiști. Trec așa câte unul, doi, majoritatea vin acolo până la trezorărie și se întorc înapoi. Sau poate se duc până la mănăstiri maximum, mai văd pe aici așa, dar pe drumul ăsta nu vin chiar toți, mă rog, e un pic poate mai complicat. Nu, mă rog, de fapt nu e complicat drumul ăsta, că e destul de amenajat. Nu, că am văzut și mai în vârstă. Sunt și oameni mai în vârstă care merg pe drumul ăsta. Dar recomandăm că e super frumos, e niște reliefe și niște pietre, nu știu, nu pot, n-am cuvinte pur și simplu, nu știu cum să le descriu. E impresionant. Asta era de fapt un izvor, bine, acum e o bucată de fecale, de măgăruș, dar înainte era un izvor și de aici se împrăștia apa, iată, prin aceste apeducte. Iată, vedeți? Trece pe lângă, pe marginea stâncii, lângă scară. Erau foarte ingenioși, sau se ducea în partea asta, vedeți? Încolo sau încolo. Aveau un sistem de alimentare cu apă foarte bine dezvoltat, apropo, și din cauza asta și-au supraviețuit aici, în deșert. Mă priviți un pic cum arată stânca asta, colorată în toate felurile de culori. Incredibil cât de impresionant este, cât de colorat, cât de wow, atâtea straturi, uite, galben, vișiniu, roșu, portocaliu, gri, mov, nici nu mai știu, toate culorile astea așa calde și mai puțin calde chiar, foarte tare. Aici, de fapt, era o grădină, a garden hall se numește construcția asta. Și aici putem să vedem un rezervor mare de apă. Probabil aici se aduna apa, după care se uda grădina de aici din fața garden hall-ului, să zicem. Au peloni în stil roman. Aici văd că cineva chiar locuiește. Beduinii. Probabil beduinii chiar vin aici noaptea și dorm. Au masă. Au sculpturi dulăpioare. Pe pereți. Și-au? Ia uite, dulapa au culăcată. Muști. Și aici cred că îi dorm așa. Dar e un miros. Uf. Astea sunt flori de astea. Apropo, înainte ca să devină patrimoniu mondial al UNESCO, orașul Antic Petra a fost locuit de beduini și chiar până în coadă, că chiar până a include acest loc în UNESCO, atunci au făcut o înțelegere cu acei beduini ca să părăsească locurile, locul ăsta, să-și părăsească locuințele de aici și le-au oferit un orășel să duc nou unde să trăiască, în schimb să poată facă business, afaceri aici, adică cu ghid, cu cai, să vândă suvenire și multe alte chestii. Dar ei oricum continuă să trăiască aici, adică, mă rog, nu toți, dar o parte din ei oricum își au locuințele pe aici, anume în site-ul arheologic Petra. Însă s-au mutat ei îndată, dar acum tot au revenit încoa și trăiesc aici. Chiar am văzut foarte mulți și unii chiar spuneau că da, stăm aici peste noapte, deci trăiesc aici. Adică înțelegerea asta nu mai este chiar atât de bine respectată. Dar cred că din cauza asta și este și murdară. Am observat foarte multe toalete, în ghilimele, pe sub stânci, pe lângă locuințele beduinilor și nu este plăcut. Aici un mormânt, cred că un loc nu unde se înmormântau mai altar. Mulți oameni. Și înăuntru, uitați-vă cât e de bine sculptat și ornamentat. Și pietrele astea, cât de colorate sunt. Dar aici, cât de bine s-a păstrat, ia uite. Aici probabil au locuit chiar și beduinii, că se vede fum pe pod și probabil i-au folosit asta ca o locuință. Da, prea luxosă. Triclinurum. Da, numai atâta informație. Foarte frumos. Dar gresia asta cât e de colorată, wow! Aici avem un mormânt a soldaților romani. Wow, cât e de mare! E mai mare decât celălalt templu. Uite, astea sunt nișele, cred că, unde erau puse trupurile soldaților. Asta e o încăpere întunecoasă. Vede?
nu se vede nimic. Asta e mic, dar e gunoaie. دو چشم مادر و خواهر برا هست، دو چشم مادر و خواهر برا هست، تو برگردی بخیر و بسلامت، تو برگردی بخیر و بسلامت. Aici sunt locuințele beduinilor de acum, care trăiesc până în ziua de azi. Nu vor să părăsească aceste locuri. Aici nu există apă, nu există curent electric, dar ei totuși continuă să locuiască aici. Am văzut capre, au măgari care o folosesc la pentru turiști și încă mai locuiesc aici. Pur și simplu extraordinar. Uitați-vă câte ornamente, în ghilimele, așa să zicem, au creat natura. Aici este locul unde se păstrează măgărușii, cămilele. Fiecare are acolo lui și așa niște ornamente frumoase. Ce vedere au oamenii ăștia de aici. Am ajuns la teatrul roman de aici, din Petra. Este cel mai mare teatru roman sculptat în piatră. Are fața deschisă spre morminte, aici în față chiar, adică nu este așa o scenă tradițională, ci sunt morminte și prin fața lui trecea un râu. Se află chiar îndată cum ieșiți din canionul Sig, de unde se află trezorăria. Nu putem să urcăm pe treptele amfiteatrului. Acest munte se numește El Nejr. Și deci a fost sculptat ca și tot orașul în această piatră. Și acum am revenit din nou la trezorărie. Acum e seara deja, ora 5. Tot sunt destul de multă lume, ăștia așteaptă să fie duși înapoi, probabil cu tricicleta aia, cu mașina electrică. Dar acum poți mai liber să faci fotografii aici, oricum e un pic mai liber. Deja încep să se ducă cămilele de aici. Ce drăguță. Ai madani mehru va fo sar daftari sharmo ayo. Ai madani mehru va fo sar daftari sharmo ayo. Deci la întoarcere ne-am hotărât totuși să urcăm sus, dar nu cu suma aia colosală care v-am zis, ci a zis că e preț secret, să vă zicem sau nu. Mai scurt am negociat la 5 JD pentru 2 persoane și mai este un băiat. Se intră, uite, pe aici unde scrie că nu se poate să urcăm, dar de fapt pe aici este urcarea. Și au zis că personal, adică fără ghid, nu poți să urci. Nu se permite. Cred că ar chema poliția turistică cel puțin. Ok, you go with me. Coming, yeah? Yeah. She's the best today. Oh. Yeah. Complimente! Ah. Am ajuns! Oh, într-adevăr, priveliștea de aici e spectaculoasă! Suntem la nivelul 2 a mauzoleului. Se vede într-adevăr super tare. Dar bine, ați înțeles că puteți să negociați, mai ales atunci când e seara. Visele se împlinesc, dragilor, am ajuns aici. Sunt super, super încântată, am putut să negociem. Da, apropo, ghidul ăsta nostru e super în stare de ebrietate. Deci, cum arată locul ăsta în sine, vin foarte mulți oameni, sunt așa niște țoluri pe jos, țoale, niște saltele, foarte originale, aș spune. Oglindă să ne aranjăm părul. Este așa un mini cort și deci aici este așa o platformă
care vine destul de abrupt în jos. Superb! Chiar îmi place, se vede și canionul încolo. Atent! Super! Uh-huh. Deci, să știți, puteți să negociați, cred că și mai puțin de 5 puteți să negociați. Dar, da, noi până la atâta. Asta este ghidul nostru, super biat. Ia, băiatul ăsta vrea să ne înveți cum ți faci cea mai bună fotografie din Petra. Ok. Let's go. Model data asta e Costi. Hai că a făcut bine, știi? A folosit chestii interesante. Deci am găsit în al doilea loc perfect pentru care nu trebuie să plătiți. Are you live here? Yes. By night? Yes? Oh. Aici lumea se pregătește deja de Petra by Night. Uitați, să pun lumânări tot drumul, da? Și nu doar, uitați, și sus la fel pun. Se vede frumos. Această experiență costă în plus 17 JD. Se așează în jur de 1500 de candele din astea și este ceva spectaculos. Se organizează în fiecare lune, miercuri și cred că sâmbătă, dacă nu mă înșel. Se plătește adițional la biletul pe care deja îl ai sau deasupra la Jordan Pass, încă 17 dinari. Noi astăzi lucrăm și nu o să vedem. Dar vreau așa de mult. Dragilor, am venit pentru a doua zi în Petra. Da, noi avem un bilet pentru două zile și acum o să facem o drumeție mai lungă. Iată, noi tocmai am ajuns la trezorerie și de aici o să mergem direct înainte spre The Monastery. Acolo la fel este o drumeție lungă și frumoasă, da. Acolo o să vedem cea mai mare fațadă din Petra. După ce se termină strada fațadelor și dacă o luați la dreapta, sunt mai multe morminte regale construite la începutul primului mileniu, care unele din ele mai târziu au fost transformate în perioada bizantină, au fost transformate în biserică sau chiar unele morminte au fost transformate în sală de banchet. Stau aici deasupra cu vederea asta frumoasă, de aici se vede și amfiteatrul roman și multe alte morminte de aici în prejurime. Haideți să vedem ce este în mormântul ăsta regal. Ah, sunt mai multe nișe cu câte o adâncitură în interior. Ia uite, cred că aici se... E adânc? N-am văzut așa încă. Ba da! Ah, uite, chiar e mormânt aici, săpat în jos. Da. Dar poate fiecare loc din ăsta are câte un mormânt de subt. Da, da. Și nimeni nu știe. Uite, și acolo se ascund comori, nu? Da, comori. Scheleți. Ia uite, n-am fiecare. N-am văzut din astea încă. Da. Dar s-a adânci. Sunt adânci. De obicei, mormintele astea, săpate în stâncă, sunt pur și simplu un loc unde spune mumia, practic, așa. Se înfășura în material și se lăsa aici, așa, pentru mai mult timp. De aici chiar e ca un... Depinde de cultură, vezi că asta e o cultură nouă pe care noi încă o cunoaștem, dar prin alte părți, deci se făcea altfel. Vezi că aici au locuit și mai multe popoare, au fost întâi nabatean, pe urmă au fost bizantin, greco-roman, roman, da. Bizantin. Și s-au mai schimbat tradițiile de la secol la secol. Şirinţa bon abru camon Hunşa da hon hoş amadi Şirinţa bon abru camon Hunşa da hon hoş amadi Dar mahfele dil soxtagan Mohi kobon hoş amadi Dar mahfele dil soxtagan
Și de aici de sus se observă foarte bine amfiteatrul. Mormântul urn, urn tomb ar fi în engleză, cred că este cel mai mare dintre toate mormintele regale și ăsta, în perioada bizantină, a fost transformat în biserică. Iată, s-au adăugat coloanele astea de aici și probabil s-a mai modificat un pic fațada asta. De obicei îi făceau dreaptă, dar asta are parcă niște piloni așa, sculptați. Asta e mai mare și se răsună. Asta chiar e mare. Răsună foarte mult vocea aici, dacă te puneai în centru, se auzea foarte bine rugăciunile. Hu! Zulfon parei șanto kamar, chun abru boloi kamar. Zulfon parei șanto kamar. Cât e de mare mormântul ăsta, chiar e mai mare ca trezorăria. De două ori. Și din altă, cam plus minus tot acolo din altă, aș spune. Uh-huh. Dar lățimea este impresionantă și aici sunt două, una lângă alta. Uitați-vă, una aici și una alături. Foarte mare și super impresionant. Din păcate, este mult mai erodat. Nu s-au păstrat toate ornamentele originale. Sunt dar așa niște șterseturi de erodare. Dar chiar și așa e foarte impresionant. Intrare pe strada colonată, iată acolo, este un nimfeum, este practic o fântână arteziană, așa de fapt a fost, că acum nu se prea poate desluși ce anume a fost aici. Și a fost așa o fântână arteziană semicirculară și recentă, mă rog, recentă, copacul ăsta are deja 450 de ani, a crescut aici un copac de pistaciu sălbatic și uitați-vă cum a înfășurat practic pietrele astea. A crescut printre pietre și are 450 de ani. A reușit să supraviețuiască împreună cu nimfeumul. Oare are ceva pistaciu? Uite, cred că cresc acolo. Ele așa inițială sunt roșii. Dacă țin minte, în Iran noi mâncam pistaciu verzi. Și probabil acum încă dă roade. Iată și transportul public aici, Ferrari, așa îl numesc ei. Decapotabilă, Costi. Iată că am ajuns și pe strada colonată. A fost inițial construită de către nabatieni, dar mai apoi refăcută, reconstruită de către Imperiul Roman. Și locul ăsta, chiar și până în ziua de azi, este cel mai popular loc de comerț. Aici, încă de pe vremea nabatienilor, era plin de tarave, așa, unde se comercializa diferite produse. Și acum tot, uitați, sunt multe produse locale, să zicem așa. Și e foarte interesant că s-au păstrat încă așa, într-un fel, tradiția. Mă rog, comerțul nu o să moară niciodată, așa că... You want Ferrari? Ferrari, nu vrei? Da, apoi eu am spus. Iată, cam asta e tot ce a rămas din coloanele romano-bizantine, nabatieno-eleniste, așa să le spunem. Deci, doar acolo se văd câteva coloane, în rest... Doar așa bucăți foarte, foarte mici. Te observați, strada aceasta este pavată. Foarte bine s-a păstrat, dar nu cred că este originală. Cel mai probabil a fost restaurată.
strada colonată ne duce către Marele Templu, care coloanele lui, vedeți, a fost construite din niște roți, așa, practic. Ai impresia că sunt niște roți de la murele de vânt, puse una peste alta, fără mortar, după cum se vede. Și se presupune că și a fost construită undeva în secolul 1 după Hristos de către nabatieni. Aceste coloane ajungeau până la 18 metri înălțime și are 700 de metri pătrați acest templu, deci este o construcție religioasă enormă. N-am mai observat la niciun templu ca podeaua să fie din așa plăci hexagonale. Aici avem plăcile astea mai mici, însă prima parte acolo, însă sala principală de acolo de jos are hexagoanele foarte mari, cred că câteva din astea. بر قلبم افکندی شرر عشق جوان خوش اومدی بر قلبم افکندی شرر عشق جوان خوش اومدی شیرین زبان ابرو کمان غنچه دهان خوش اومدی در محفل دل ساختگان ماه تابان خوش اومدی Acum ne-am pornit spre mănăstire. Aici este așa, o drumeție prin nisip, mergem prin nisip practic și putem să observăm aici alte morminte și care au fost transformate în locuri de depozit pentru localnici. Putem să vedem mașini aici, generatoare, ei au refolosit mormintele practic. Iată, drumul este destul de ușor prin nisip deocamdată și acolo văd că sunt niște scări frumoase. Mergem prin printr-un canion așa și aici localnicii îți oferă transportul lor public ferare. Dar mai bine pe jos. Nu vreau să chinuim subieții măgăruși. خیال کردم در آغوشی تو بودم وی سراسی مو و مدهوشی تو بودم سراسی مو و مدهوشی تو بودم آتو شادخت بودی و باشان و شوکت وی غلامی حلقه در گوشی تو بودم غلامی حلقه در گوشی تو بودم سرمانی مگروش میمیل دی شدم غرق خیالت باز دوباره وی بجا صبر و تحمل نیست و چاره بجا صبر و تحمل نیست و چاره خو این سفرشید دوپا کم رو رو جماعتی اشان دوام مرس دویتا زکتی دی امپریسیانانت مانستیریا فوارتی ماری سوپر E mai mare ca trezoreria. Da, asta e cea mai mare fațadă din Petra. Mănăstirea sau Ad Deir, cum se numește local, a fost construită în secolul 2 după Hristos și a fost practic ca un fel de templu religios pentru nabatieni. Are 48 de metri înălțime și 47 de metri lățime și mai târziu, pe vremea bizantină, a fost convertită, să zicem așa, în mănăstire, de unde și-a păstrat acum numele.
s-au găsit în interiori sculptate în pereți cruci și din cauza asta și-a dat seama că a fost mai târziu folosită ca mănăstire. Are o fațadă foarte impresionantă și reliefată. Se vede o cupolă centrală și mai mulți piloni așa pe împrejur. Probabil în locurile alea pustii erau monumente a unor regi sau ceva. Acum văd că sunt goale, zei. Probabil le-a dat jos. Sau a zei, unor zei. Acum sunt pustii, dar probabil original arăta mult mai bine. Drumeția până aici e destul de grea. E obositoare, dar mă rog, poate oricine să o facă. Dar eu n-aș spune că a fost obositoare. În schimb, e foarte frumos chiar și drumul până aici. A fost extraordinar de frumos și însuși mănăstirea e foarte frumoasă. Dar nu recomandăm exploatarea animalelor până aici, pentru că pentru animale este și mai greu să ajungă până sus. Traseul, deci, sunt doar trepte și este foarte complicat pentru animale. Cât de mic, Costi, pe lângă toată fațada asta. Oh my god. Costi, parcă ești un purice. Imens. Înapoi scările le-am făcut în 25 de minute, poate chiar și mai puțin, vreo 23 de minute, așa? Iaha! Ui, sarmani! Scara apa sus. Ce-ai pățit, Costi? Am călcat în treaba măgarilor. Apropo, e o grămadă pe traseu, trebuie să fii foarte atent, mai ales pe scări. Dacă întâmplător ai călcat în ceva verde moale și cald. Cald, dar eu nu știu cum te descurc. Ce-ai seama că e scalci tu, eu jos. Ei, asta încă nu e nimic. Da, pe scări e foarte periculos să calci în așa ceva. Au venit fetițele acasă, uite-le! Astea pască acolo pe munte, undeva. Ce drăguț! Blănoase! Ia uite, uite, uite! Aha! O nahodam sar ba bolish dar shabi tor vay tu ro dar khob u didam khosh ba halam tu ro dar khob u didam khosh ba halam tu ro dar khob u didam khosh ba halam. Dragilor, nouă ne-a plăcut extrem de mult Petra, chiar a fost super frumoasă, cu toate că este foarte scumpă. Și, mă rog, și sunt... Plus, la preț mai plătești și alte chestii dacă vrei. Da, sunt multe nuanțe care nu ne-a plăcut în Petra, pe cum exploatează animalele, exploatează copiii, exploatează natura, dar cu toate astea, oricum, a fost o experiență super frumoasă, cu o natură extraordinar de frumoasă, cultură extraordinar de frumoasă, arhitectură și tot, adică au fost pur și simplu wow. Da, dar chiar și ne-am simțit bine, chiar și beduinii ăștia nu insistau să-ți vândă ceva, au întrebat o dată, două ori și gata, dacă ai zis că nu sau i-ai ignorat, nu au insistat să-ți vândă ceva, cum în majoritatea locurilor turistice. Oricum și beduinii au creat așa o ambianță acestui loc. Da, cred că fără ei nu era ce simțim noi și vedem astăzi. Fac parte din locul ăsta, așa că... Aici o să încheiem vlogul. S-a întins prea mult, am filmat extraordinar de mult, cred că vreo 100 de giga de material, dacă nu mai mult. Și vă lăsăm aici, sper că v-a plăcut și sper că o să vizitați și voi. Și nu uitați, apropo, de magnețel. Cadoul nostru pentru da. Voi. Iar Queen of the Petra și Lucky Man, cum ne-au numit beduinii pe aici, toată această excursie vă părăsește. Vă zice la revedere aici pe YouTube, dar intrați pe Instagram sau Facebook să-i vedeți pe Lucky Man și Queen of Petra. sau să-i urmăriți dacă vă place. Mai e salamati! Pa, pa!